Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultimele zile ale lunii ianuarie aduc cu ele o serie de aspecte astrologice favorabile, care pot influența diferite aspecte ale vieții noastre. Aspectele armonioase ale lui Venus și Marte cu Jupiter și Uranus indică o perioadă de oportunități și expansiune. Venus reprezintă dragostea? Relațiile și estetica, în timp ce Marte simbolizează acțiunea și pasiunea, Jupiter este planeta expansiunii și a norocului, în timp ce Uranus aduce elementul neașteptat și inovația. Atunci când aceste planete formează aspecte armonioase, pot apărea oportunități neașteptate în domeniile legate de relații, afaceri și creativitate. Perioada este favorabilă pentru oamenii de afaceri? deoarece va exista oportunitatea ca mai multe sarcini pot fi rezolvate rapid. Aceste lucru poate însemna o creștere a eficienței și a succesului în afaceri. Contactele cu parteneri străini sunt de asemenea avantajoase, ceea ce poate duce la oportunități financiare semnificative în viitorul apropiat. Aspectele pozitive ale lui Jupiter și Uranus pot facilita începutul învățării unor noi abilități sau formarea avansată în domeniile de interes. Această perioadă poate aduce inspirație și oportunități pentru dezvoltarea personală și profesională. Scorpionii și Berbecii, având o abordare hotărâtă și ambițioasă, pot rezolva cu succes problemele legate de carieră. Vărsătorii, cu încrederea lor în sine și perseverența pot îmbunătăți situația financiară. Persoanele creative, cum ar fi peștii, taurii și balanțele, pot simți o inspirație sporită în această perioadă. Nu numai că vor avea idei creative, dar vor putea și să monetizeze rezultatele muncilor. Acest lucru poate implica vânzarea de opere de artă, dezvoltarea proiectelor creative sau alte activități care să le aducă beneficii financiare. Sextilul dintre Mercur și Neptun este un aspect astrologic care aduce cu sine oportunități și influențe pozitive asupra sănătății și bunăstării generale, indică ziua de vineri ca zi favorabilă pentru a acorda atenție sănătății tale. Este momentul potrivit pentru consultări medicale, intervenții chirurgicale sau începerea tratamentelor pentru afecțiuni complexe. De exemplu, dacă avrai o problemă medicală care necesită o intervenție chirurgicală, acesta ar fi momentul potrivit să o faci, deoarece șansele de succes sunt mai mari. Sextilul poate facilita și examinările și diagnosticele ulterioare. Acest lucru înseamnă că dacă ai avut suspiciuni legate de ta de sănătate, acum este momentul potrivit să consult specialiștii pentru a primi răspunsuri clare și pentru a începe tratamentul sau terapia corespunzătoare. Dacă ești gemeni sau fecioară, această zi este excelentă pentru a petrece timp în natură, în special lângă iazuri sau alte surse de apă. Relaxarea la malul apei poate avea un efect terapeutic și te poate ajuta să te reconectezi cu tine însuți. Săgetătorii și peștii pot beneficia de vizitarea locurilor considerate sfinte sau de putere. Aceste locuri sunt adesea asociate cu energii pozitive și pot ajuta la atingerea unui echilibru intern. De exemplu, un săgetător ar putea decide să viziteze o mănăstire sau o zonă spirituală importantă pentru el, în timp ce un pește ar putea căuta locuri liniștite în natură unde se mediteze sau să se, se conecteze cu aspectele spirituale. Pentru pești, această zi poate aduce accentul pe parteneriate și relații. Dacă au avut planuri sau dorințe legate de a face schimbări în viața lor alături de un partener sau de a consolida legăturile existente, acesta ar putea fi momentul potrivit pentru a lua decizii în acest sens. Trigonul lui Venus cu luna neagră karmică aduce la sfârșitul săptămânii anumite influențe astrologice care pot avea un impact semnificativ asupra comportamentului și activităților noastre. Acest aspect poate să ne facă să simțim o tendință către lene și lenevie. Pentru mulți dintre noi, este important să recunoaștem aceste tendințe și să le gestionăm în mod conștient. De exemplu, dacă simțim că ne atrage să stăm în pat sau să amânăm treburile, putem încerca să ne stabilim un program clar și să ne motivăm pentru a continua activitățile zilnice. Cu toate că lenevirea poate fi tentantă, acest aspect sugerează că activitatea socială este esențială în această perioadă. Pentru capricorni, raci și taur, este important să nu stea acasă și să se implice în activități sociale. De exemplu, Pot organiza excursii cu prietenii sau vizite la expoziții pentru a-și menține spiritul activ și energic. Berbecii și balanțele pot găsi echilibrul și energia de care au nevoie prin activități fizice. De exemplu, o plimbare în aer liber sau o sesiune de exerciții fizice pot ajuta la dispersarea energiei și la menținerea unei stări de bine. Scorpionii și leii ar putea găsi că practicile de yoga sau de respirație ajută să se elibereze de lene și să se concentreze mai bine. Aceste tehnici pot oferi relaxare și claritate mentală, permițându-le să-și gestioneze mai eficient energiile. Pentru toate semnele zodiacale, comunicarea cu prietenii și familia este importantă în această perioadă. Aceasta poate fi o modalitate de a scăpa de lenevire și de a crea conexiuni sociale semnificative. De exemplu, puteți organiza întâlniri cu prietenii pentru a petrece timp de calitate împreună sau puteți pur și simplu petrece timp cu familia pentru a vă simți susținuți și conectați. Sfârșitul lunii ianuarie promite o perioadă de oportunități și expansiune, cu accent pe afaceri, relații și dezvoltare personală. Este important ca fiecare dintre noi să se folosească de aceste energii pozitive în funcție de propriile sale obiective și aspirații, adaptându-le în funcție de nevoile și dorințele personale. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!